Etapa a doua, divizia A, la handbal feminin, a programat la Giurgiu, în sala polivalentă, sâmbătă trecută, partida dintre CSS din localitate cu tricouri violet și Rapid București, un joc încheiat cu victoria oaspeților la scorul de 32-28. Cu salariile neaduse la zi, după spusele antrenorului Virgil Georgescu, fără un cantonament și deci fără pregătire pentru retur, fetele noastre au fost totuși felicitate pentru prestația lor de la sfârșitul săptămânii trecute, chiar în ciuda unei înfrângeri. Fericit echipa noastră, fetele noastre au jucat cu dăruire, pe fondul unei lipse de pregătire. Țin să reamintesc că n-am avut cantonament, jumătate din echipă s-a pregătit la București, jumătate aici, dar fetele s-au mobilizat și am făcut un rezultat, eu cred, strâns și cu puțină atenție puteam să și facem o surpriză. În încercarea de a evita părăsirea competiției, antrenorul Georgescu încă mai păstrează o doză minimă de optimism și susține că în viitoarea partidă, cea susținută împotriva celor de la Spartac București, fetele vor face o figură frumoasă în meciul ce se va desfășura în capital. Vom merge la București, la Spartac București, care este o contracandidată pentru retrogradare și vom face tot posibilul ca să câștigăm. Sper ca și fetele să înțeleagă și să fie unite în jurul echipei în continuare. Pe de altă parte, date fiind condițiile materiale, motivația jucătoarelor, dar și plecarea golgheterului Alexandra Georgescu, îl face pe antrenorul giurgiuvean să afirme că șansele CSS-ului de a rămâne în divizia sunt doar de 20%. După plecarea Alexandrei și hotărârile luate de AGA clubului și parafată de Consiliul Local, șansele ca echipa să rămână în divizia sunt 20%. Probleme există așadar la nivelul handbalului desfășurat în divizia A și componentele echipei Rapid nu sunt nici ele departe de eventuale necazuri. În condițiile date va fi foarte greu, pentru că noi, majoritatea care suntem aici, facem handbal de plăcere, deci nu mai sunt bani practic deloc. Păstrând la rândul ne o doză decentă de optimism, să sperăm în victoria echipei feminine de handbal CSS Giurgiu în meciul viitor susținut la Spartac București.